Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit! Mă numesc Veronica Cibotar și vă prezint știrile TV Drochea. Unii locuitori din satul Hăsnășenii Mare au ieșit la protest, care este motivul urmărit în reportajul ce urmează. Mai mulți locuitori din satul Hăsnășenii Mare au ieșit la protest în fața primăriei, motivul fiind înstrăinarea bunurilor de la cota valorică a oamenilor. Problema este că ne-am adunat aici să vedem la cota valorică. Nu știm, documentele s-au pierdut, nu știm unde suntem noi cu... S-au furat din primărie. S-au furat documentele și nu știm unde sunt documentele noastre, care știm și ea nostru și ne-a mai rămas nou. S-au vândut tot și au rămas... Mai nică, dar nici așa și nică și așa să vină. Părinții noștri au muncit, au făcut-o. Cu mâna lor, cum au făcut, mână la mână, o rublă la rublă, cum s-au pus, fă colhoză tot. Am unde și cineva unei tăi hazeane, e în eu, eu le vântat și treaba bine. Pe calpașnic, să înțeleagă, băi, oameni buni, și ea a colhozului, cum, e a satului, n-are drept nimic. Ca să-și denunță, lasă și, băi, de o pildă face un om, o ceremonie, cât coasă, atâta. Dar nu-ți vin și-a spus, băi, cât coasă, 100 de lei, tu ai să dai 5.000 de lei și să faci ceremonie și... E mie dăm, nu e voastră. Și asta nu e frumos. Și e păcat că e munca satului și s-a făcut tot cu mâna nerodului s-a făcut. Patrimoniul satului a fost creat de către locuitori în urma desființării colhozului. Ei nu au primit nimic din cota valorică. Eu am lucrat, eu ne-am pierdut sănătatea în colhoz. Și cu ce a ieșit? A ieșit cu chelea? O rămas numai să iei scurtă și pantaloni și a rămas chiar cu chelea. Dar și ne toate organele de dreptă noastră. Nu eu, și noi vine tu, o nouă în talpă ei, dar ei, o trecut tățul primării, că e tăta lor, dar noi, cu ce am rămas? Noi munca noastră, cu ei am dat-o? Noi n-am dat drum, ei nu veniți să mă întrebi pe mine, îmi dă-i voie să fac strec sub primării? Nu! Amudem eu ca să mă duc, fiind eu drept, trebuie să mă duc să dau în judecată, împre la procuratură, dar cui trebuiește asta? Și consilierii locali afirmă că bunurile de la cota valorică au fost vândute ilegal de către primărie. Am o lume asta care a lucrat, s-a trecut în plata muncii și conform la câți lei, ia că clădirile este satelii, aia este satelii și așa mai departe. S-au făcut facturi de prin interpretare și așa mai departe. S-au făcut în 4 exemplare. Unul la Ministerul de Finanță, unul la Fisc, unul a rămas la ultimul buhalter și în primărie un complet. Din primărie s-au furat documentele. Dar după și chică, dar mă ocicat colhozul 8 martie, responsabilul și nu a rămas. Primăria. Am eu niște de documentele și și s-au vândut absolut tot. Tot tehnica ne-au vândut. Mașini, tractoare, clădiri, magazine, tot ce s-au putut vinde. Dacă mai am rămas, dar pe câteva clădiri. Administrația publică locală susține că bunurile imobile au fost înregistrate de către filiala Drochea a întreprinderii de stat cadastru în registrul bunurilor imobiliare ale primăriei din sat. Până când rămâne o neclaritate. Dar la moment, la primăria noastră, primăria este proprietar. Au căpătat din 2004 până la ora actuală, sunt înregistrate cu numerii cadastrale multe obiecte care ele la moment aparțin primăriei. Eu, de când am venit de acum de un an și 8 luni de zile, am găsit toate pașapoartele în regulă. Acum au venit reprezentanții Drochiei de la Consiliul Raional, au controlat toată documentația și nici de cum n-au găsit vreo falsificare sau mai știu ce eroare. De aceea, noi înțelegem pe de o parte că toți oamenii din sat au participat și au pus fundamentul la construcția colhozului. Ei trebuie să-și iei bunurile lor, dar prea mult timp au trecut. Cine se face vinovat de situația creată rămâne să stabilească instanța de judecată, unde locuitorii satului Hăsnășenii Mari vor înainta o plângere. Cei de la Cimișlia au nu doar un mărțișor cultural, ci și un mărțișor sportiv. Câteva echipe de volei masculin și feminin și-au încercat puterile în cadrul unui turneu de volei raional. Bărbații au jucat în sala școlii sportive, iar femeile în sala liceului Mihai Eminescu Cimișlia. Prezentăm astăzi deschiderea mărțișorului sportiv la anul 2017, dintre care prima probă este proba de volei. A doua probă va fi proba sportivă de basket, grada de 18, 19 martie va fi
proba sportivă de tenis de masă și încheiem mărțișorul sportiv cu 26 martie cu proba sportivă de fotbal de sală. Astăzi participă echipele feminine și echipele de bărbați, dintre care 6 echipe de bărbați și 6 echipe de feminine din raionul Cimișlia. Cei mai puternici între echipele de bărbați s-au dovedit a fi voleibaliștii Inspectoratului Raional de Poliție. Locul 2 l-a obținut cei de la Primăria Lipoveni și locul 3 Primăria orașului Cimișlia. Competiția de volei între femei a fost câștigată de către elevile școlii sportive Cimișlia. Locul 2 a revenit echipei Atlantic Travel din orașul Cimișlia și locul 3 voleibalistele din comuna Lipoveni. Învingătorii turneului Mărțișor 2017 la volei au premii din partea Consiliului Raional Cimișlia și premii bănești. Pentru locul 1, 400 de lei, pentru locul 2, 300 și pentru locul 3, 200 de lei. Competiția Mărțișor sportiv în Cimișlia este la cea de a 7-a ediție. Cel mai important concurs anual de frumusețe din Soroca și-a desemnat câștigătoarele. Miss Soroca 2017 s-a dovedit a fi un adevărat concurs de frumusețe, artistism și ingeniozitate, la care au participat 9 concurente. Participantele și-au demonstrat abilitățile în cadrul a 5 probe: prezentarea, proba de inteligență, prezentarea artistică, proba surpriză și defilarea în rochie de seară. Stăpânii casei îngrijau, iubeau și păzeau acea floare ca ochii din cap. Și iată că într-o bună zi, floarea a înflorit, frumoasă, fermecătoare, parfumată, spre a bucura sufletul, privirea și viața celor gospodari. Cred că oricine, dacă vrea să atragă atenția sau la fată sau la băiat, mai mult îl ignoră ca mai mult să placă. Cea mai incitantă probă a fost cea surpriză, unde concurentele au defilat în pijamale. Câștigătoarea, care a fost desemnată Miss Soroca 2017, este Iana Vasilean, studentă la Colegiul Mihai Eminescu. Primit așa că noi toți am fost satisfăcuți de persoana care a câștigat primul loc, este doamna Vasilean Iana. Deoarece și colectivul e bravo! Super! Să spune că am avut dubii. În primul rând m-au ajutat foarte mult părinții. Ei au pus baza mea și mă mulțumesc mult. Și profesorii din colegiu, care m-au ajutat foarte, foarte mult și le mulțumesc. Nu știu, n-aș putea să-mi exprim acest sentiment acum că am câștigat acest loc. Da, sunt mulțumită și datorită lor. Eu cred că premiul cel mare este al lor, nu al meu. Deși toate concurentele au participat la concurs pentru marele titlu, ele sunt mulțumite de experiența și locurile obținute. Cred că cea mai reușită probă a fost proba artistică, pentru că m-au ajutat prietenii mei. Fără ei nu am putut face nimic și concurentele au fost la nivel de nota 10. Mă bucur pentru ele și, desigur, pentru Iana, Miss. Sunt mulțumită, nu sunt supărată și totul e bine. Am avut o plăcere și prietenii toți mă îndemnau că merit să particip. Probele toate au fost cele mai grele, dar cele mai puternice emoții am avut la proba a treia, proba artistică.
În rest, totul m-am simțit bine, am depus efort la toate probele. Celelalte concurente, desigur, erau și ele pregătite foarte bine, erau antrenate. Concursul a fost foarte reușit. Cântă, cântă muzica, eu cu dragă îți voi cânta, la prieteni și dușmani, cu pahar și la mulți ani, mă! Răsai, mă, iar răsai, din suflet dorul să-mi iai, să duci după nori grei și să-l ascunzi după Soroca a demonstrat încă o dată că este cel mai așteptat concurs din Soroca, iar dovada a fost sala arhiplină cu spectatori și susținători. Aprecierea cea mai grea a fost totuși de partea juriului. Membrii juriului, alcătuit în totalitate din bărbați, au ținut cont de artistismul, ținuta scenică și originalitatea prezentării și cu greu au reușit să aprecieze evoluția participantelor și să aleagă câștigătoarea concursului. Juriul, ca întotdeauna, are o sarcină foarte dificilă în acest an. După surprinderea mea, majoritatea participantilor au fost cu un nivel destul de înalt de artistism. Asta a fost o surprindere pentru noi și a fost destul de greu să facem o alegere. Totuși s-a pus accentul pe o pregătire mai pronunțată în sensul conținutului prezentărilor. Deci asta a fost poate un element care a fost cel mai important în alegerea noastră. Noi credem că câștigătoarea din acest an corespunde cu toate criteriile și fizice și intelectuale și artistice și după. Eu și dorim succes deoarece a meritat pe deplin. Eu juriu practic a ajuns la un numitor comun prin votarea individuală, s-a văzut lucrul acesta și în sumar a fost evident că concurentul respectiv a câștigat cel mai mare punctaj. Cu o mare diferență. A fost o măsură foarte frumoasă, toate participantele au fost super pregătite, dar totuși am ales una, deoarece s-au pregătit mai frumos, mai bine și cu ajutor, cu colectiv, cu prieteni. Și a fost frumos. La sfârșitul concursului, participantele au primit diplome, cadouri, premii bănești și flori. Concursul Miss Soroca 2017 este organizat de către Primăria Orașului Soroca, Centrul de Resursă pentru Tinere Dacia și Consiliul Local al Tinerilor din Soroca. Instalarea camerelor de supraveghere video este în planurile autorităților locale din orașul Căușeni de mai mult timp. Dar așa cum finanțe nu ajung pentru toate, acest lucru a tot fost amânat din an în an. Acum însă se pare că răbdările au plesnit, mai ales după ce în ultimul timp parcul central din Căușeni a fost vandalizat de câteva ori. Ultimul incident s-a petrecut în noaptea de joi spre vineri, după ce persoane necunoscute au dărâmat câteva scaune, au smuls urne și chiar au rupt un copac. Uitați ce după noapte de ieri a rămas din scaunul acesta. Asta ce putere trebuie să ai ca să-l fărâm. Mai bine bă, puterile astea puneau la ce să mai pui într-un scaun în oraș. De asta și dumneavoastră când ați vorbit despre camere de vedere, asta nevoie ne pune. Asta e, se vede cu ochii simplu că această calamitate naturală aici n-are nimic împotrivă. Amuși ar să vedeți și urnele care totuși cu betonul acela care ei sunt întărite, asta trebuie totuși să ai o leacă forță dezvoltată. Totuși, scaunele au fost dărâmate pe mai multe alei, iar în preajma terenului de joc a fost deteriorat și panoul cu instrucțiunile de utilizare. Dacă este încă numai este bara aceasta de armată, acolo sunt totalmente armate. Îmi pare foarte rău, mă rog, aici sunt niște lucruri care trebuie să le păzim, că costă foarte mulți bani. Și acestea nu sunt toate relele care au loc în parc. Încetul cu încetul, după topirea zăpezii, ies la iveală câteva gunoi și neautorizate. S-a dus zapada din parc și noi am depistat că în parc sunt o 7 gunoiște neautorizate. Și cum vedeți, este lângă terenul de dansuri fost o gunoiște. În preajma ei chiar sunt o 3. Și îi pare rău că totuși asta centralizată de undeva sunt aduse. Noi la o gunoiște acolo am găsit niște cecuri, am dat că au fost poliția.
Astfel, pentru a lupta mai ușor cu răufăcătorii, la data de 17 martie, primarul orașului a invitat câțiva specialiști în sisteme de securitate și i-a îndemnat să facă o schemă de amplasare a camerelor video atât în parc cât și pe întregul Bulevard Eminescu. O cameră undeva cu asta la 5.000 de lei. Este clar că specialistul le aduce de la a 7-lea kilometru, de la primărie sunt mai ieftin ca să ne putem. Găsim și noi agenții economici care au posibilitatea să ne ajute cu un preț mai redus, și, dar într-adevăr vrem să instalăm în oraș, dacă să luăm așa la general, 20 de camere în oraș și vreo 30 de camere mai mult în grădinițele de copii. Căușănenii spun că este o idee bună de a instala aceste camere. Aceștia condamnă acțiunile unor cetățeni. Nu-i frumos ce își fac. Și chiar dacă s-au așezat, nu trebuie să le fărâme. Trebuie tot, că așa, chiar dacă paznic și ăsta nu mai dovedește, nu mai pot să vezi. În orice caz, cum vedem noi, că băncile rupte, mai pe la desca plășat ca asta, începe scoate, ba una, prop și... Mă rog. Totuși, pentru instalarea camerelor de supraveghere video în orașul Căușeni va trebui să se dea cu părerea și consilierei orășănești, care vor decide să aloce ori nu surse financiare pentru acest lucru din bugetul orașului. Vânzătorii din piețele din întreaga țară sunt nemulțumiți de faptul că începând cu anul 2018 vor fi anulate patentele și ei vor fi obligați să-și procure mașină de casă și control. Detalii aflați imediat. В 2016 году всех патентообладателей Молдовы всполошила новость о том, что работать по патенту будет невозможно. Это перелилось в массовые протесты в Кишиневе и недовольство на рынках всей страны. Вследствие этого правительством было принято решение разрешить работу по патентам до 2018 года. Вместе с этим у продавцов рынка появилась другая проблема. Их могут обязать использовать контрольно-кассовые аппараты. Потребители к такой идее отнеслись положительно. По их мнению, это позволит покупателю избежать процессов доказывания при попытке вернуть некачественный товар. Чтобы, если взять товар и некачественный, чтобы можно было вернуть обратно или как-то пробить. Же чека как защитишь, а тут имеешь чек, конечно. Тут если товар испорченный или что. Значит, кассовый аппарат принесет да. Думаю, да. Бывает, я взял ведро, она пробит, пошел домой два раза уже получается, и пробитый. Стараюсь, уже заклеили, там я деньги платил, не очень. Торгующие утверждают, что они не нарушают права потребителей. При необходимости любой покупатель может вернуть товар, либо его обменять. Причем этот процесс не ограничивается никакими временными рамками. Они глубоко ошибаются и они неправду говорят. Возвращают все подряд, вплоть до нижнего белья. Человек купил и не подходит. Он приходит, мы ему делаем обмен. Или же возвращаю. Я лично возвращаю. Все возвращают. Я не знаю, как, где покупатель жалуется, что мы не возвращаем. Мы всем возвращаем. Если этот человеку не подошла эта вещь, как я его оставлю у нее, что она будет делать с ним? Естественно, я его принимаю, возвращаю деньги или же предлагаю, вот, пожалуйста, ассортимент, выбирайте любую вещь на эту сумму. Продавцы выражают несогласие и считают, что кассовые аппараты предназначены для помещений, имеющих наибольшую площадь. А метраж торговых контейнеров на рынке этим стандартам никак не соответствует. Во-первых, квадратура не позволяет. Это если взять закон, по закону, если взять. То есть у нас здесь 5 квадратов, нереально. Если в магазинах уже от 15 квадратов, там, да, естественно, в супермаркетах. Налоговые приходили, они нам предлагали, что мне даст этот кассовый аппарат, если вот я сегодня еще даже не открыла рынок. Кому-то сделать выручку на эти кассовые аппараты? Кассовые аппараты, может быть, в магазинах, а на базаре, что это? Продавцы рынков недовольны возможностью введения кассового аппарата, ведь его даже негде разместить. Кроме того, они недоумевают, почему все должны платить налоги одинаково, если размещение их торговых мест везде разное. Посмотрите, этот ряд, он рабочий, вот этот ряд рабочий, на этот ряд там закрыт ход, здесь только мы два человека. Есть эта разница, где центральный и где наш ряд? Есть разница или нету? По-моему, есть разница. А всем одинаково платим. Так или иначе, у потребителей свое мнение. Они считают, что налоги у патентообладателей должны быть более высокие, с чем категорически не согласны сами продавцы. Сейчас у нас очень мало работающих, которые платят налоги. И мы, пенсионеры, нам неоткуда добавлять. И у правительства нет денег, чтобы добавить пенсионерам и индексировать побольше.
Я считаю, что это правильно будет. Но ведь работающие на базаре, торгующие, они тоже платят налоги? Они платят налоги, но минимальные налоги. Налоги мы платим нормальные. Мы платим 180 лей патент каждый месяц, аренду земли, потому что это не наше, и медицинский полис. То есть мы довольно-таки нормально платим. Те, кто не знает этого, вот пусть придут на рынок и поработают хотя бы один день здесь и посмотрят, как на самом деле здесь работается. У нас, во-первых, торговли нету. Во-вторых, здесь дождь, как я сказала уже. Уже калькулятор здесь не стоит и ломается. А куда там этот? И куда мы включим ее, во-первых? Пусть они поработают здесь, на базаре, померзнут и заработают, на зиму платить за газ и услуги, и тогда они будут по-другому говорить. Если бы они хотя бы здесь один день постояли бы и посмотрели, какая торговля на самом деле, то они бы утверждали совсем другое. Окончательного решения об обязательном использовании кассовых аппаратов правительством пока не принято, а обстановка тем временем накаляется все сильнее. Патентообладателей, работающих в Молдове, насчитывается около 19 тысяч. 60% из них работают в сфере торговли. Деятельность местной публичной администрации должна быть всегда на виду у граждан, и в случаях, когда некоторые решения не соответствуют данным обещаниям, а соответственно и ожиданиям, люди должны иметь возможность открыто и конструктивно высказать свою точку зрения. Чиновники, в свою очередь, обязаны прислушаться к ней и исправить ситуацию в пользу жителей. Зачастую граждане находятся в конфликте с местными администрациями. Успешной медиации в таком случае можно добиться за столом переговоров. Este o lipsă totală de încredere din partea cetățenilor în administrația publică locală și atunci trebuie să fie cineva pe rol de arbitru, un grup de ONG-uri care au expertiză în domeniu și ar putea spune care totuși este partea pozitivă a lucrurilor și care este negativă, pentru că totuși trebuie să înțelegem încotro ne îndreptăm. Слишком мало граждан уделяют время тому, чтобы интересоваться непосредственной деятельностью примарии. С целью вовлечения гражданского общества и представителей местной администрации в совместные дискуссии был инициирован проект «Публичные слушания для Кишинева». Vom crea această platformă de comunicare unde vom aduce toate părțile interesate la o masă de dialog. Vom identifica, bine, ideile vor veni de la cetățeni, dar soluțiile le vom identifica împreună cu toate părțile interesate în procesul de dialog și care ulterior vor fi prezentate celor care iau deciziile finale de a fi adoptate și a fi promovate și implementate ulterior în cadrul Chișinăului sau spre îmbunătățirea vieții cetățenilor. Даже муниципальные советники Кишинева не очень довольны деятельностью примарии, а точнее тем, как принимаются некоторые решения. По их мнению, публичные слушания должны стать в городе обязательными. К сожалению, у нас что бизнесмены, что многие горожане участвуют в чем-то в примарии, в муниципальном совете, только тогда, когда их личный интерес затронут. Может быть, это где-то и наша проблема, что мы не показываем и не рассказываем людям, что, может быть, сегодня эта проблема вас не касается, но завтра она дойдет до вас. Так происходит и с незаконным строительством, когда люди, условно говоря, начинают отстаивать свои права только когда у них во дворах начинают строить. Dacă am avea mai multă transparență, aceasta ar influența instrumentul principal politic, cel care l-ați subliniat, care loc odată la 4 ani. Oamenii, dacă ar avea mai multe informații despre ceea ce se întâmplă, probabil că ar lua și alte decizii atunci când merg să aleagă. Este important să fim conștienți de starea de fapt. Eu am participat în calitate de consilier la dezbatere publice. Am insistat întotdeauna pe dezbaterea publică ca un fel de mecanism pârghie de transparentizare a primăriei Chișinău, pentru că primăria Chișinău este actualmente de sorginte bizantină, adică deciziile se iau într-o manieră ocultă, netransparentă, total pe întuneric. Decidenții se adună în cabinete și pe urmă aceste decizii sunt aduse în Consiliul Municipal și viziunea primăriei despre consilieri este că trebuie să ridici mâna. Și atât. На презентацию инициативы о запуске платформы для дискуссии были приглашены примар Кишинева Дурин Киртуак и вице-примар Нистор Грозаву, но присутствовал от городской примарии только Вадим Бронзанюк. Atunci când
este o comunicare eficientă între primărie, cetățean și invers, feedback-ul acesta cetățean-primărie, atunci, la sigur, problemele ajung la subdiviziunile care trebuie să le soluționeze și problemele sunt soluționate. Da, noi trebuie să spunem că nu doar în Chișinău, în toate localitățile avem probleme, iar cetățenii pentru aceasta dau votul de încredere administrației pentru a veni să le rezolve problemele. Подобные дискуссионные платформы успешно внедряются во многих странах с высоким уровнем демократизации процесса публичного администрирования. Acestea au fost știrile pentru astăzi. Eu mă numesc Veronica Cibotar. La revedere, rămâneți cu TV Drochea!